Puțin m-a clătinat versurile acestei cântări. Vreau să mă întorc azi acasă. De fapt, noi în oameni, datorită vremelniciei sau datorită realității care trece și nu o putem îngheța, naștem câteodată în noi ideea întoarcerii acasă. Însă, dacă se întâmplă să ne și întoarcem, lucrurile nu sunt mai cum le știam altădată. Dacă ar fi să citez pe unul din poeții noștri, surprinde, să-i spun așa, ghemul acesta de aur al trăirii sufletești, al dorului, al amintirii, al trecerii în gândurile. Astăzi, chiar de m-aș întoarce, a înțelege, n-o mai pot, unde ești copilărie cu pădurea ta, cu tot. Te duci acasă și observi că bolovanul ăla, care era cât un munte, e de fapt o piatră lângă poartă. Observ că clădirea aia imensă, așa, care era cât un castel, e de fapt o casă de lemn cu prispă și trebuie să te apleci să nu dai cu capul de ea. Da. Însă în versurile cântării pe care am auzit-o, autorul își propune să traverseze existența noastră și să mă provoace pe mine și pe tine la o realitate superioară acestor adunări la olaltă dintre amintiri și doruri și să ne îndrepte fiecăruia dintre noi mintea și inima spre reala casă clădită pentru oameni, adică Împărăția lui Dumnezeu. Și dacă nu-mi permit prea mult, dragii mei, chiar vă doresc în seara aceasta să nască în voi dorul de a vă întoarce acasă. Amin. Îngăduiți-mi să vă spun din nou bună seara. Bine ați venit la șezătoarea aceasta duhovnicească și fie ca discuția noastră a acestei seri, provocările pe care le vom auzi, poate greșelile pe care le fac și eu ca pământean, toate să tindă spre o realitate prin care în sufletul meu și în sufletul tău să se nască valori, valori. Am vrut să le spun și noi, dar de fapt nu merge, pentru că există doar valori și non-valori. Și tot ce are calitatea de a se înveșnici, tot ce are calitatea de a nu putea fi distrusă de să-i spun așa, de gangrena aceasta a timpului și a istoriei, tot ce are calitatea aceasta este valoare. Iar în dreptul meu și în dreptul tău, singura realitate care nu poate să fie distrusă de, repet, de cariile istoriei, de rugina, să-i spunem așa, a timpului, singura realitate care nu poate să fie distrusă, nu sunt bunurile, fie că le-am așezat în aur galben sau alb, sau în diamante, sau în clădiri, sau în orice o fi, ci singura realitate care rezistă ruginii istoriei este, spune cuvântul, caracterul. Și acasă, într-o bună zi, pe de adevăratelea, se poate întoarce numai bărbatul și femeia sau tânărul care are caracter. Singura valoare care nu mai contează în societatea contemporană. E incredibil! Poate ați auzit și voi, întâmplător am auzit și am și văzut Cristian Tudor Popescu vorbea cu nu știu ce moderator și îl comenta pe președintele țării și Cristian Tudor Popescu zice
Domnul Băsescu a venit așa, așa, nu știu ce a zis el și la un moment dat spune, el și-a propus să fie cinstit și ceea ce gândește să și spună. Și a venit, zice Băsescu, cu bagajul acesta în politică. Și a vrut să meargă așa mai departe și el merge așa, dar zice, el nu știe că sistemul politic nu mai funcționează dacă vorbești drept. Și a rămas așa stupefiat moderatorul și stați un pic, stimate domn, repetați, cum adică în politică trebuie numai să minți? Și ăsta așa dezinvolt, eu am rămas și eu cu gura căscată. Zice, da, zice, sistemul politic nu funcționează, este nefuncționabil în momentul în care un om vorbește adevăr. Nu-ți vine să crezi. Singura valoare care nu contează în viacul acesta pompos și plin de fast este caracterul. Dar vreau să mai știi ceva. Singura valoare care contează dacă bănui că ai vrea eternitatea este caracterul. Și tu hotărăști să-l ai sau să nu-l ai. Aș vrea, potrivit cu obiceiul nostru, să deschidem Sfânta Scriptură într-una din poeziile Bibliei, o poezie scrisă de un bărbat cu nume Moise. E vorba de Psalmul 90 și de aici să citim împreună versetele 9 la 12. Dumnezeu a ținut mult să fie notate următoarele versuri în Scriptura sa. Zice așa: toate zilele noastre pierd de urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și lucru cu care se mândrește omul în timpul lor nu este decât trudă și durere. Căci trecem iute și noi zburăm. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale și la urgia ta, așa cum se cuvine să se teamă de tine? Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă. Și versetul 13, ca un apendice, zice: întoarce-te, Doamne, până când zăbovești, ai milă de robii tăi. Da, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu? Când citești aici că zilele sunt ucise de urgia lui Dumnezeu, când citești aici că vezi anii tăi cum se duc ca un sunet care a dispărut, când citești că cea mai înaltă scofală pe care o reușești în viață, tu sau eu, este să ajungi către 70 de ani, iar pentru cei mai bine făcuți să meargă la 80. Când citești aici că lucrul întreg pentru care mă mândresc și te mândrești tu sub soare nu este decât durere și trudă, ce-i viața? Oh. Unul dintre gânditorii contemporani, îl cunoașteți că tinerii îl mănâncă pe pâine, nu știu de ce îl mănâncă pe pâine, că n-am aceeași opinie despre el cum au alții, pe nume Cioran, da? Arată că absolut ce există este o cacealma. Și mi-am pus întrebarea, măi Ciorane, mi-am pus eu în gândul meu, mă, dacă tot e cum scrii, de ce nu te-ai spânzurat, mă, când erai de 20 de ani? Na, să zic că atunci când ai studiat, pe la 30 ai început să știi, că ai început să scrii. Na, nu pe la 30, dar măcar pe la 45 deja știai că totul e o cacealma. Ce nu te-ai spânzurat, mă? Dacă ai ști ce înseamnă viață. Am pus sub radical și în seara aceasta existența umană și la provocarea aceasta, dacă ai ști ce înseamnă viață, am pus următoarea expresie sub radical.
Și anume, dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai fi de acord să fii dus cu preșul. Dar pentru că nu știi ce înseamnă viață, ți-e chiar drag să fii dus cu preșul. Pentru că oricare dintre noi, dacă se oprește relativ puțin sau mult, să-și gândească propria lui existență, să-și gândească scopul existenței lui, să-și gândească fericirea sau necazul pe care îl are, răbufnește într-un strigăt: nu se poate! Și dacă accepți că totuși se poate, înseamnă că ești de acord ca cineva să te ducă cu preșul. Și dacă ai ști ce înseamnă viață, stimate Domn și stimată Doamnă, n-ai fi de acord să te ducă cineva cu preșul. Mesajul acestei seri, așa cum anunțam, poartă titlul Cei ce dau pasărea din mână pe cea de pe gard. Vedeți, de-a lungul anilor s-au fixat unele legi între oameni pe care nimeni nu-și permite să le calce, pentru că odată călcate pierzi, nu? Iar în proverbul acesta românesc, probabil că există și în alte limbi, cu alte personaje sau ce știu eu cum, da? Este arătată o lege, că cei în mână nu-i minciună, dar cei în alt loc, cine mai știe, nu? Și zice proverbul că zice, n-am înnebunit doar să dau pasărea din mână pe cea de pe gard. Nu? Doar eu, când am fost copil, eram la școală la Reghin. Și de la Reghin până la Solovăstru erau vreo 300 de kilometri în mintea mea. Îți numai 5. Și pe vremea aceea tatăl meu primea salariul, o parte din salariul primea într-o pungă de hârtie capsată pe care scria, nu știu câte, 200 de monede de câte 5 bani sau cât era acolo, nu știu. Și dimineața mama mea lua o chestie din și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 monede erau banii de autobuz pentru dus. Mai număra 10 pentru întors. Și mai număra 1, 2, 3, 4, 5 pentru un corn cu 25 de bani. Și asta era tot. Ura și la gară. Și într-o zi, cum să stai tu cu vrăjmașul în buzunar cu 50 de bani către de autobuz? 100% îi stricai și pe urmă să încerci cumva să o fentezi pe taxatoare. Și când nu puteai, trebuia să vii pe jos acasă. Și vin eu acasă de la Reghin, de la școală, pe jos, era deja târziu, acasă mă aștepta bătaie, când n-aveai cum să nu să scapi, unde ai fost până la ora asta. Și când trec peste podul, peste Gurghiu, înainte de a se întâlni cu Mureșul, mă uit așa de pe balustradă, așa, și văd jos în apă plin de pești. Da, uite așa mari. Era pe vremea când, se zice în popor, se bat poduții, era în perecherea poduților și atunci toți peștii vin sub. Păi și când am văzut cât pește era, ce-am zionat, o da norocul peste mine. Cobor în apă, îmi umplu geanta de pești și când o vedea mama că mă duc cu pește acasă, uită că am venit târziu. Și cobor de pe drum, mă suflec la pantaloni, las geanta, așa mă, și mă cobor în apă să prind pești. Mă duc prin apă, niciun pește, mă, dar niciunul, mă. Mă urc înapoi, iar pe pot să mă uit să văd unde au sub pește. Peștii s-au dus, îți dai sau eu, un copil vin, nu știu, clasele 1, 4 sau 5, nu mai știu, așa. Da, și disponibilitatea aceasta a unora să distrugă unele legi, nu? Să dai pasărea din mână pe cea de pe gard, este o inepție. Mă duc acum și prind pești și o să mă duc acasă cu geanta plină. N-am prins niciun pește, am pierdut vreun ceas umblând pe acolo prin apă, mi-am udat și nădrage și... Da, s-au uscat ei acasă de strigăte și de vaiuri. Totuși, dragii mei, aș vrea în seara aceasta să vă vorbesc despre niște oameni dispuși să dea pasărea din mână pe cea de pe gard.
De fapt, când rostești în felul acesta această învățătură, te gândești la niște oameni care hotărăsc să ignore absolut orice sisteme de logică și de judecată care au fost probate. Pentru că vreau să vă spun ceva. Durerea oamenilor este o chestie probată de câteva mii de ani. Și mult mai puțină e probată nedurerea. Moartea oamenilor este probată de câteva mii de ani. Și aproape că nu există probe care să spună că nu există moarte. Îmbătrânirea este probată de mii de ani. Și cu toată silința noastră, cu toate invențiile noastre, n-a reușit nimeni să probeze întinerirea cuiva. Ah, că mai sunt unii care tot își întind pielea și o întind și o întind și o întind și o întind până nu mai au, e altă treabă și după aia mor tot bătrâni. E o altă chestie, dar nu. Când spui că există oameni care dau pasărea din mână pe cea de pe gard, vorbești de o categorie de oameni care își permit să ignore probele în schimbul unei realități neprobată. E încurajator? Ai riscat treaba asta? Aș vrea să vă citesc un cuvânt din Epistola lui Pavel către Romani la capitolul 1. Și de aici versetul 16 și 17, care evocă, să spun așa, o trăsătură a omului dispus să dea pasărea din mână pe cea de pe gard. Zice așa: căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecărui care crede, întâi a iudeului și apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris: cel neprihănit va trăi prin credință. Hotărârile, dragii mei, pentru care, sau care n-au la bază proba aritmetică, sunt superioare hotărârilor care au la bază proba aritmetică. Există o seamă de oameni pe pământ, nu contează dacă sunt mulți sau puțini, care au decis să ignore proba aritmetică a durerii, să ignore proba aritmetică a suferinței, să ignore proba aritmetică a îmbătrânirii, să ignore proba aritmetică a morții și să dea pasărea din mână pe cea de pe gard prin credință. Iar aceasta nu este, cum zice Darwin sau alți oameni pretinși intelectuali, nu este o regresie spre ținuta animalului, ci este un salt, dacă vreți, cosmic, de la putregai la slavă. Nu omul rudimentar, animalic, își permite saltul acesta, ci omul cuceritor, omul care se ridică mai presus de proba aritmetică a morții. Și nu știu de ce, simt că ți-aș dori să fiu un asemenea om. Dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ar conveni să fii dus cu preșul.
Dar pentru că nu știi, îți convine lucrul acesta. Spune Sfânta Scriptură, mie nu mi-e rușine de această veste bună a lui Hristos, fiindcă vestea aceasta numită Evanghelie e puterea lui Dumnezeu, puterea lui Dumnezeu cu privire la mântuire, o realitate neprobată aritmetic. Și zice, în ea este descoperită o neprihănire, un mod de viață care te duce la credință și te face să trăiești prin ea, după cum stă proclamat de Dumnezeu, și anume că omul neprihănit prin credință năzuiește, nu prin proba perisabilului. De fapt, n-ai cum să faci la eternitate, să-i faci eternității o probă aritmetică cu murirea. N-ai cum să faci neprihănirii o probă aritmetică cu păcătoșenia. Sunt lucruri absolut separate. Și dacă ar fi să stai 5 minute cu tine de vorbă, într-un moment de nemintoșenie, l-aș numi eu, ce-i permite să fii provocat să lași pasărea din mână pe cea de pe gard? Este o vorbă românească, cine se teme de apă nu mâncă pește. Și unii dintre noi murim cu sărăcia asta în mâini, cu ghemul acesta de zdrențe și de cârpe, nu cumva să le pierdem și lăsăm să ne scape eternitatea lui Dumnezeu, care insistă atât de mult la inima ta și la inima mea. De ce? Vedeți, dragii mei, de fapt, când ne uităm la noi și la societatea în care trăim, de fapt, a ține în mână pasărea asta ce o avem este o chestie de irresponsabilitate civică. Iar Dumnezeu ne cere să renunțăm la această irresponsabilitate civică și să primim responsabilitatea care ne dă o altă formă de existență. Cei mai mulți dintre noi ținem la chestia asta pentru că e o anumită, o numim noi, datorie socială, și să nu ajungem de râs, și să nu ajungem în gurile altora, și să nu ajungem de bagiocură, și să nu ne pierdem mica fericire pe care o avem. Dar de fapt toată această străduința noastră este o irresponsabilitate socială pe care o preferăm în locul responsabilității sau responsabilizării cerești. Nu vreau să fiu macabru, dar n-am cum să scap, nici eu și nici tu. Nu? Într-o zi, iar o să fiu certat, dar într-o zi o să vezi că câteva ture de vierbi o să treacă pe tine și o să te mănânce. O cheia la care le-ai pus tu lentile de contact să nu mai fie căprui, să fie albaștri, o să fie mâncați. Iar cine își asumă riscul să dea pasărea din mână pe cea de pe gard, purcede la un statut superior muririi. Și pun întrebarea, de ce nu vrei să fii tu omul acela? Este un act de știință pe
Păi de adevărat de la știință. Este un act de respect. A crede în eternitatea promisă de Dumnezeu este un act de respect de sine. Și a nu crede este un act de iresponsabilă ființă. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai fi de acord să fii dus cu preșul. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Cei mai mulți dintre noi ajung la 70, iar cei mai tari la 80. Și cu tot ce mă mândresc eu și cu tine sub soare, e trudă și durere. Opriți-vă, dragii mei oameni! Opriți-vă! Aș vrea să fac un pas mai departe. Vedeți? Fiecare dintre noi suntem în fața zidului morții. Unii mai aproape, unii foarte aproape și unii lângă el. Și stai în fața zidului și n-ai cum. Te uiți în stânga cât vezi cu ochii zid. Te uiți în dreapta cât vezi cu ochii zid. Te uiți în sus cât vezi cu ochii zid. Te uiți în jos. E o groapă de 2 metri pe 1 în care să intri. Profetul Isaia surprinde un pic chestia asta și aș vrea să o citesc în capitolul 59. Strigă așa dur și tare la mine și la voi și aș vrea să citesc gândurile acestea din Isaia la capitolul 59. Cu versetul 1 și 2 spune așa: Nu! Nu mâna Domnului este prea scurtă ca să mântuiască, nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund de fața lui și îl împiedică să vă asculte. Ne-am blocat în fața acestui zid. Un om care se respectă, un om care este dispus să dea pasărea din mână pe cea de pe gard, să depărtează de zidul acesta suficient de mult încât să vadă peste el. Iar când te depărtezi de zidul morții și a păcatului, când te depărtezi de gusturile acestei lumi care nu sunt decât mizerii și te duci suficient de departe încât să vezi peste zidul acesta, dragul meu om, ai acces la o lume pe care nici măcar nu ți-ai închipuit-o. Iar când vezi la răscruș de drum pe o tablă înfățișarea unui om din care curge sânge, sau când îți permiți în cuvintele tale să rostești numele lui Iisus Hristos, nu uita, El a fost crucificat pe pământul acesta pentru ca eu și tu să ne putem depărta suficient de mult de zidul morții ca să vedem peste El adevărata perspectivă a făpturii umane. Ca să faci asta, trebuie să fii superior pământului, și anume să crezi, nu pe bază de probă aritmetică, ci pe bază de eternitate. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai mai accepta să fii dus cu preșul. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Nu! Mâna lui Dumnezeu nu este prea scurtă ca să dea veșnicia.
nici urechea lui prea tare ca să audă, ci nelegiuirile voastre vă înghesuiți unul pe altul în fața acestui zid al morții. Te uiți în dreapta zid, în stânga zid, în sus zid și cea mai înaltă, scuzați-mă expresia asta, o coșitură, o coș, zice ungurul, a noastră este, no, ăștia suntem. Care ăștia? Ai fost creat și creat atât de superb. Au fost puse în tine toate matricile tiparului dumnezeiesc după care ai fost creat și ai fost făcut așa ca să mori? Nu. Însă te-ai obișnuit atât de mult cu infecta această situație încât ții la râzele tale între mâini și nu ești dispus să le dai drumul pentru cele eterne de pe gard. Pentru că vei probe aritmetice și cu ele cu tot vei muri. Aș vrea să vă dau un exemplu. Ce înseamnă îndepărtarea aceasta de zid și accesul la a vedea posibilitatea viitorului tău. Chiar cel căruia îi pretinde Dumnezeu să noteze poezia aceasta de care vă spuneam, Moise, vă spuneam într-o seară că, dat fiind faptul că se înmulțea foarte mult sexul masculin în Egipt și au socotit egiptenii că sunt prea mulți bărbați și ăștia ar putea să se revolte împotriva statului egiptean sau regatului egiptean, au decis să omoare pe toți copiii care se nasc băieți și să mulțească femeile pe care să le țină sclave și roabe, să muncească, să-și clădească ei imperiu, pentru ca să evite vreo eventuală revoltă. Și mama acestui copil, când l-a născut, și pentru că era copilul ei și pentru că îi se părea mult mai frumos decât alții, a decis să-l ascundă. L-a ascuns și vă povesteam, spune Sfânta Scriptură și datele istorice care există, după ce n-a mai putut să-l ascundă, l-a așezat într-un coș, l-a uns cu zmoală să nu intre în apă și i-a dat drumul pe Nil și a zis, măcar să nu-l văd eu că moare. L-o mânca vreun crocodil, se neacă, dar măcar am făcut ce am putut. Să Dumnezeu avea un plan. Și spune, coșulețul s-a încălcit între trestii acolo și erau ieșite la scăldătoare, fiica lui Faraon cu fetele, toate acolo frumos făceau baie și odată aude plângându-se în trestii. Și când aude fiica, zice, la robia, tu te vezi ce e acolo. Se duce și aduce minunea aceea, ce știu cum să o numesc, și vede acolo un copil care plângea și el între viață și moarte și ce zice ea? Ce-ar fi să le iau acasă? Și când se le ia acasă, soră sa de pe mal strigă, n-ai vrea să-ți găsesc o doică, să ți-l grijească un pic, dar tu de unde să-i dai să sugă, că n-ai de unde? Și se gândește această împărăteasă, bă, că nici nu-i rău, ia cată una. Și bineînțeles că soră sa îi spune, uite, aici e o femeie care era mama copilului. L-a lăptat, a pus în el ce trebuia și vreau să vă citesc ce cuvinte s-au spus despre omul acesta mai târziu, la câteva mii de ani. În Epistola către Evrei, la capitolul 11, sunt notate mai multe cuvinte despre el și eu aș vrea să vă citesc dintre ele. Evrei 11, începând cu versetul 24, spune așa. Prin credință, Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire.
Stimate Domn și stimată Doamnă, dragii mei oameni, când îți permiți să lași cârpele din mână pentru slava de pe gard, dacă pot să parafrazez așa acest proverb, este primul act de inteligență umană prin care pentru întâia dată în viața ta reușești să te duci în spatele zidului atât de mult încât ochii tăi să vadă răsplătirea, nu cimitirul. Când treci cu mașina prin orașe și pe dealuri așa imense vezi sute de cruci, la ce te gândești? Că tu scapi. Zice, iar am trecut pe aici și sunt toți capul în partea alaltă, stăiți cum cântă păsările. Stai liniștit. Ce? Dacă asta ai ales, asta ai. Vă dați seama, crește copilul acesta bărbat în toată regula, fiul fiicei lui Faraon, pretendent la tronul Egiptului și într-o zi își aduce aminte că mama sa i-a spus: Moise, tu nu ești pentru asta, măi copile. Tu ești al lui Dumnezeu. Și când au început să fiarbă în el cuvintele acestea, ținând în mână piramidele Egiptului, ținând în mână haremele de femei de la superbe în sus alese, ținând în mână glorie, fală, carte, le-a dat din mână pentru toiagul de cioban din pustie. Nu așa că era prost? A lăsat din mână totul ca să umble cu oile, să stea la coada oii. Nu știți că n-ați fost la oi, eu am fost. Poate că unii din voi ați fost, să vezi cum e la 3 dimineața când soarele pe cer, când se stele pe cer sau nu sunt că plouă și să te bagi în acum am uitat că are și ăsta termen de specialitate, în, cum îi zice la chestia aia? Așa cum ați zis, că ați zis în vreo 5 feluri, așa? Și să te bagi acolo și să dai oile în strungă și când ploua, ca animal mai prost ca oaia n-ai întâlnit. Dom'le, una nu mergea să intre ca să o mulgă baciu. Și fujoată pe după ele prin glot de bălegar până pe aici. Doamne! Și Moise, care ținea în mână istoria omenirii din vremea aceea, fast! Chefuri, nu de-astea în care mânc și eu cu tine niște baraboi prăjiți la mec și gândind că cine știe ce am făcut. Era chef, mă, nu jucărea așa. Și la un moment dat le lasă din mână ca să prindă de pe gard bâta de cioban. De ce? S-a dat în spatele zidului suficient de mult ca să vadă peste zid, spune textul, răsplătirea. Nu te supăra, dragul meu om, dacă ai ști ce înseamnă viață, nu ți-ar conveni să te ducă cineva cu preș. Dar pentru că nu știi, ești ceea ce ești. Și ce frumos, sau nu frumos, real, sau nu real, poate dureros, îi spune Dumnezeu, notează, dragul meu. Și el notează și zice, toate zilele noastre pierde urgia ta. Vedem cum ni se duc anii ca un sunet. Viața noastră se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari la 80 de ani. Și singurul lucru cu care mă mândresc eu și tu sub soare e trudă și durere, că-și trecem iute și pierim. Dar cine s-oprește
să lase zdrențele din mâini, să lasă pasărea din mână pe cea de pe gard, ca un gest superior de existență, numit credință. Cine? Și dacă nu vrei, de ce? Fii liniștit, nu te va sili nimeni niciodată. Dar s-ar putea să-ți rozi unghiile de necaz. Însă, probabil, târziu. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai accepta să fii dus cu preșul. Aș vrea să vă citesc un strigăt de spaimă pe care îl notează Scriptura, ca să vedeți cine ne face pe noi să ținem la pasărea din mână. În cartea Apocalipsei, la capitolul 12, cu versetul 12, Dumnezeu e interesat să noteze un eveniment foarte important pentru tine și pentru mine. Și zice așa: de aceea bucurați-vă ceruri și voi care locuiți în ceruri, bucurați-vă! Vai de voi, pământ și mare, căci diavolul s-a pogorât la voi cuprins de o mânie mare, fiindcă știe că are puțină vreme. Dragii mei tineri, băieți și fete, stimați bărbați tineri și femei tinere, întreagă obștea, ceea ce facem noi pentru ca să stricăm făptura omenească nu este o progresie a științei, nu este o modernizare a societății, nu este supapa aceasta care ne deschide posibilitatea la a fi liberi, ci este stresul demonic care știe că mai are foarte puțină vreme și vrea încât să poate pe cei mai mulți dintre noi, și dacă este cu putință pe toți, să ne ducă cu preșul, ca să nu lăsăm cârpele din mână pentru slava eternității pe care Dumnezeu vrea să o dea ție și mie. Asta e toată ecuația. Când te ține parcă legat de masa de la birt, de culoarea și mirosul de acolo, când te ține de patul în care îți vinzi trupul zisei bucurii pe care ai avea-o, când te îmbracă în pantalonii de sub care se vede vârful muntelui Venus sau mai mult, când te așează în fața oglinzii și îți strică înfățișarea numind-o modernitate, tu crezi că acestea sunt steluțe de libertate și de confort modern? Te înșeli! Este strigătul haotic și necontrolat al demonilor care, coborâți din cer pe pământ, știu că mai au puțină vreme și vrea ca eu și tu să pierim. Asta-i tot. Indiferent de poeziile care ți se spun aici și acolo, vor exista o categorie de oameni care nu mai suportă să fie duși cu preșul și care vor da pasărea din mână pe cea de pe gard. Întreb, n-ai vrea să fii și tu? Poate că nu. Dar dacă da, fă-o în seara asta. E încă așa mult har peste planeta Pământ și este încă așa multă dragoste care cade din ceruri peste sufletul tău și peste sufletul meu. Și încă e așa de larg deschisă ușa
ca să poți să fii altfel. Poate că nu vrei, dar dacă vrei, fă-o în seara asta. Să lași pasărea din mână pe cea de pe gard. Ce realitate neprobată aritmetic. Unul dintre oamenii lui Dumnezeu o notează cam în următoarele cuvinte pe care aș vrea să vi le citesc. În Filipeni, la capitolul 3, un om care a gustat suficient de multe lucruri de valoare în sensul nostru, notează următoarele gânduri. Zice așa: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Poate ți-ai dorit vreodată să fii important. Poate ți-ai dori vreodată să ajungi în centru atenției lumii. Poate ți-ai dori vreodată să fii star. Chiar poți! Socotește toate valorile acestui pământ gunoi de dragul de a-L câștiga pe Hristos prin credință. Și vei fi star. Nu stea care cade, ci stea. Și zice omul acesta, fost rabin, fost om de întâietate în societatea evreiască de atunci, fiind om cu perspectivă, cu viitor și cu greutate, în momentul în care se întâlnește cu Hristos într-o împrejurare ciudată, zice și le zice, pentru El am pierdut toate și nu că le-am pierdut, le socotesc gunoi, gunoi, pentru ca să-L am pe Hristos. E mult, e puțin, e greu, e ușor. Dragii mei, spuneam altădată, a existat aici în oraș un mare profesor chirurg față de care am avut o mare cinste și un mare respect. Și era așa prin popor zicerea că după ce mergi la Dumnezeu și nu te mai poate scăpa, te duceai la El și El te scăpa. Un om așa autoritar, plin de carte și de tot ce trebuia. Și după Revoluție, printr-o întâmplare, trec cu soția mea pe coridor prin Spitalul Nou și îl vedem într-un scaun cu rotile, ducându-l un asistent sau un brag din ăsta, nu știu cum se numește, da. Și am rămas șocați amândoi. Marele profesor și marele chirurg. Și mă întreb astăzi, cu același respect pentru munca și știința lui care a avut-o pe vremea când trăia, mă întreb, dacă nu l-a avut pe Hristos, ce a avut? Ce a avut?
Vă spun eu, dacă vă e greu să ziceți, n-a avut nimic. Asta înseamnă, stimatul meu om, să-ți permiți să lași pasărea din mână pe cea de pe gard. Asta înseamnă să ignori toate probele aritmetice ale păcatului și să purcezi la a te da atât de departe de zidul morții, încât să vezi perspectiva mântuirii. Poate că nu vrei, dar dacă vrei, fă-o în seara aceasta. Lasă pasărea din mână pe cea de pe gard. Ar fi primul demers intelectual și superior pe care l-ai face în calitate de om. Și aici, dragul meu, te-ai întâlnit pentru prima dată cu posibilitatea de a-ți număra bine și frumos zilele. Dacă ai ști ce înseamnă viață, n-ai fi de acord să te ducă alții cu preșul. Și pentru că poți afla ce înseamnă viață, te provoc să te răzvrătești împotriva celui ce are scurtă vreme și te duce cu preșul. Și socotește totul ca un gunoi, pentru ca în seara aceasta să-L ai și pentru totdeauna pe Hristos. Dumnezeu să te binecuvinteze, stimate om, și să facă din tine mai mult decât îți poți permite să visezi. Amin. Potrivit obiceiului nostru, aș dori să facem o rugăciune. Ne ridicăm în picioare. Dragul nostru Tată care locuiești în ceruri, Tu cel dispus să tresari la fiecare strigăt după harul Tău, acești oameni stăm înaintea Ta cu bunele și relele noastre, cu ajunsurile și cu neajunsurile noastre, cu bucuriile și cu suferințele noastre. Și în seara aceasta am vrea să ne ajuți să lăsăm pasărea din mână pe cea de pe gard. Am vrea să umpli ființa noastră cu Hristos și cu această superioritate umană existențială care prin jertfa Fiului Tău și prin dragostea Ta poate să dobândească din nou nemurirea. Te rog frumos, binecuvintează toți oamenii ce au stat în seara aceasta aici. Nu-ți întoarce fața de la niciunul dintre noi. Du-te cu fiecare dintre noi în casele noastre și în numele Lui Hristos, te rog, rămâi în inima fiecăruia. Umple-ne de speranță și umple-ne, Doamne, de putere. Și în ziua cercetării, cei care nu vrem să o facem în seara asta, în ziua altei cercetări, ajută-ne să lăsăm zdrențele acestei lumi din mâini pentru slava pe care vrei să ne-o dai Tu. Îți mulțumim că ne asculți, tot ce este ceresc și tot ce este sfânt să rămână peste noi, prin numele Domnului Hristos și în puterea Sfântului Tău Duh te rugăm. Amin. Amin.